Este sala de expoziție a Bibliotecii Naționale, Vasile Alexandrei din Chișinău, sala care a fost pusă la dispoziție cetățeanului care pretinde că este marginalizat și nedreptățit de statul de drept Republica Moldova. Îi spune cetățeanul Anatol Grabar, iată-l el în persoană, iubiți-o, nu iubiți, el e, cu materiale de rigoare, în absența reprezentanților mass media, așa mass media avem noi, cu râvnă, doar sărmana soția protestatarului, a vorbitorului. Deja au trecut 11 minute după orele 11. Asta e situația. Sunt nevoiți să vă propun varianta conferinței în fișier video și atât. Noi, sau cum ne-am învățat pe noi, liberatorii
Moscălești, că tu ai fost, nu se întreprinde absolut nimic. Deci eu, în a 13-a zi, sunt lipsit și de banii care am avut în urmă și de telefonul mobil, care putem să urmez, și de legitimație de ziarist, și de cea de membru de partid pe lege, și de costumul mi-a fost scos din funcție și încălțămintea, sănătatea. Deci cam asta e partea introductivă, cam mare, dar este doar o parte introductivă legată de motivul organizării și conferinței de presă și de concluzie sau de scopul care stă în fața mea. Vreau să accentuez că nu am niciun scop de răzbunare, fiind vorba de înalt demnitar de stat, de partid, deputat. Nu am de gând să mă răzbun, ci doar să constat niște fapte care pe mine m-au stupefiat și cred că orice cetățean al Republicii Moldova cu o rațiune sănătoasă își va da seama ce fel de partide SRL-uri avem, ce fel de lideri politici avem, ce fac ei atunci când nu știe dreapta ce face stânga și stânga și invers, adică când poporul este, de fapt, lipsit de informație. Pentru că și astăzi, în această sală, nu este prezent nimeni dintre jurnaliști, nici un reprezentant al mass media, după cum și ieri la conferința de presă de la Uniunea Jurnaliștilor a fost doar un reprezentant de la portalul de știri noi și nici pe acest portal n-a apărut nimic, nici pe și el, pe acest copie, pe și el video la care a spălat nu mai fost dat. Pe nimeni nu interesează, ci ce-o păsit cetățeanul, ce are, ce reprezintă el, ce-l doare, aplicarea căror legi solicite, care-s doreanțele lui bazate pe lege, care-s argumente, care-s probleme, nu interesează pe nimeni. Eu un video, eu libertate atât de mare, că doar liberalii cei din Boși, cred că au trecere în această țară, dar și ei sărmane, odată cu apariția reformatorilor, nu prea au trecere în această țară și sper că nu vor avea, fiindcă sunt numai din Boși, dar și criminali. Răspund de acest cuvânt și încep îndată să povestesc ce a avut loc la 3 iunie 2013, adică cu 2 duminici în urmă. Sâmbătă, în ajun, de la orele 16 minute, am primit un sunet la telefonul de acasă și m-a invitat un reprezentant al Partidului Liberal la conferința teritorială a PD, care va avea loc, după spusele dumneavoastră, duminică, 30 iunie, de la orele 10, la pretura sectorului Buitani. Duminică, la ora exact m-am prezentat în edificiul puterii de stat cu denumirea Pretora Buricani, în sala cu scaune roșii, ca pe timpul comuniștilor celor care au fost mai puțin sălbatici decât comuniștii de astăzi al Voronin. În sala aceea erau 20 și vari oameni, eu m-am înregistrat cu numărul 24. Și, dat fiind faptul că afară poa cu găleata, așteptam cu toții să fie asigurat cuvorumul, ca să aibă loc această conferință teritorială. Și între timp au apărut liderii Partidului Liberal, domnul Mihai Dimpuș și Dorin Gherpaga, care între timp au început să ne prezinte nouă celor prezenți informații atât de inedite și atât de interesante, atât de noi, atât de proaspete și atât de proaspete, scuzați, încât oamenii care aveau telefoane mobile nu au stat mult pe gânduri și au început să filmeze, să înregistreze alocuțiunile care, de fapt, erau un preambul, un prolog la cuvântul principal care vreau să-l spun la conferința teritorială APD a sectorului Buicani. Am înregistrat și eu, adică având telefonul procurat în mod legal de la Molcel în credit, m-am deachitat până în decembrie anul ăsta. Am început să filmez și la un moment domnul Dorin Chertoacă îi spune ceva moșului său, domnului Mihai Dincu, și acela îndată s-a ars
și dă un ordin fără drept de apel, scoteți la afară cum merge. Deci nu pot să le dau intonația dintre exact care a avut-o domnul Mihai Ghibu, pentru că după ordinul ăsta am fost practic strangulat, am fost strâng de gât, mi s-a stupat gura nasul, am fost ridicat de picioare în sus, capul trăit pe podeaua sării de conferințe, scos afară, deși strigam că sunt membru PR, sunt în exercițiu funcțiunic și ca ziarist, dar aveam de gând de fapt să urmez pentru partid, pentru că dacă erau acolo vreo 50 de oameni total, care, sau 60 cel mult, și ala, nu știu eu, nu erau informați. Și a avut loc, și s-a trecut, și s-a izbătut. Am fost scos cu forța de către tineri, ele împrunte cu unul din înaintașii partidului Pitoroaga, de fiul șeful de la Regia Transportului Electric Chișinău și polițist civil în Milian, un vârstnic de vreo 60 de ani și încă vreo mai multe de 10 oameni, cred că, pentru că atunci când au tăbărat peste mine, nu am pus semeni număr. Îndată că am fost scos din sală, am reușit să opresc înregistrarea și unicul lucru care nu am reușit să-l fac, să scot cartela flash de 60 GB în aparat ca să pot pune la un dos, la un loc de nădejde, dar eram înșfăcat, nu puteam în situația aceea, nici să abia de desineam telefonul care cineva dăduse ordin, anume din conducerea PL și timpul și chef toate îndeosebi, dar nu numai luați telefonul mă dor, rupeți capul, dar scoteți, luați telefonul mă dor. Și îndată cum s-au închis ușile de la sală, că nu mai vedeau nimeni, m-au autobărit deasupra mea, cu genunchii, cu pumnii, ca să mă depăședeze de telefon, au început să mă buzunărească. Mi-au rupt și haina și... la strigătul meu, poliția, sunați vreo 902 atunci când l-am văzut cu un ochi pe pretorul de Buican, Valeriu Mirenco, ca să telefoneze, că era telefonul alături, de Paznicul Mitrean, și Paznicul Mitrean. Și strigam de să auzea chiar în sala aceea de conferința lor. Chemați poliția, vă rog. Nu a reacționat nimeni. Am fost bătut cu cruzime, cu bestialitate, pentru că chiar și pe timpul lui Iuliu Ivanuș, atunci când Iuliu Ivanuș Roșca mă numea cadivist, nu mă bani serios, nu am fost atât de mișelește de atacat și atât de bătut cum am fost pe timpul lui Mihai Ghimcu și al lui Dorin Cerdoacă. Nu le țin pică, dar nu le-am înțeles și nu le înțeleg nici viziunile lor legate de acest incident și nu numai de acest incident, nici scopurile lor, mai ales că la conferință s-a făcut publicitate în folosul lui Boroniu, Mihai Ghimcu afirmând în sușitare că Boroniu este unicul președinte care nu a tratat Basarabia și alte nedobii care au fost filmate și dacă există acest fișier și există această flash memorie care a fost confiscată împreună cu alte bune materiale, inclusiv pașaportul, pentru străinătate cu $400 în el. Leștimații, v-am spus, mi-a fost confiscată și leștimații de participat la război de acest vârstnic de vreo 60 de ani. Dar am reușit să-i o smug atunci când de la podeam mi s-a dat voie după ce am fost buzunărit și pe ce mi s-a luat tot în buzunare. Am reușit să eu o înșlec înapoi. Și de întindă-mă la pământ, nu le-am mai permis ca această legitimație să-mi ia acești atacatori liberali. Deposedându-mă de toate bunurile materiale, cu excepția unui telefon Nokia, care îl aveam de rezervă, de fapt, cu o memorie cam mică, dar oricum înregistrați și câteva secvențe la acest telefon, și văzând că nici pretorul, nici paznicul Mitrean, nici nimeni nu a telefonat la poliție, m-am îndreptat cu pași grăbiți spre Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, ca de la un telefon public să pot telefona la 902, pentru că la telefonul mobil Nokia, serviciul 902, nu reacționa nici de cum. Alături era de Spitalul Toma Ciorbă o ambulanță, am solicitat ajutor, mi s-a propus să merg la, îndată la spitalul de urgență, dar am rugat mai întâi să
telefonez la 902 și văzând că tot nu răspunde, 902 nu răspunde, nu răspunde nici la telefonul public, nici la telefonul mobil. Și au luat altășița medicii, au plecat, că aveau alte chestiuni, posibil mai urgente. Nu-i contam, dar oricum. Și am înregistrat și numărul automobilului și convorbirile cu medicii și multe altele. Deci probe sunt suficiente, prea suficiente. Prea suficiente, prea multe, ca să fie gestionate în conformitate cu procedura stabilită de legiuitor. Și când am izbutit totuși să ne trimis la 902, adică când am auzit semnalul că ascultă 902, poliția ascultă, în acel moment, de urmă, m-au atacat toți dintre cei, vreo câțiva dintre acei atacatori care m-au atacat în Pretoria Bulgane, în frunte cu polițistul în Cindel Ghianic, după aceea s-a prezentat poliție care a venit cam târziu ori a venit la Pretoria, și încă vreo câțiva care m-au trătit într-o păltoacă de ploaie și au încercat să mă deposedeze de telefonul mobil Nokia și să mă încurce ca să telefonez la 902. Am strigat, erau la vreo 20-30 metri mulți, martă, pasageri care așteptau pe busul. Am strigat, telefonați 902, chemați poliția, sunt atacat, etc., etc. Cineva cred că a mai reacționat, am mai telefonat la 902. Și aceștia, peste un timp oarecare, după ce mi-au aplicat lovituri puternice, ca să pot pierde puterea și să mă deposedeze și de telefonul mobil, în care erau secvențe filmate legate de atacul acesta criminal, au fost nevoiți să fugă în edificiul Pretoriei Bulgane și peste un timp oarecare s-a apropiat și doi polițiști, un plutonier și un sergent major, care de fapt nu au reacționat la câteva mere întemeiate de a identifica infractorii. Pentru că în sală erau toți acei care, 10 sau 15 cât au fost, care m-au atacat și care au comis aceste infracțiuni și aceste. Am solicitat și poliția de la Bulgane, au mai venit, nu știu de unde care, polițiști, nu au întreprins practic nimic din ceea ce am solicitat. Adică, în afară de faptul că a fost identificat Ian, ăsta care era, care mă aștepta, deci în vestibulul Pretoriei Bulgane, și încă unul, doi care au fost mai activi în acțiunile lor criminale din bulevarul Ștefan cel Mare, dar și aceia nu au dorit să prezinte, poliția nu a fost prea insistentă, au așteptat până aproape de orele 14 până s-a terminat conferința și deși le-am spus că prin partea opusă ușa este deschisă și vor pleca de acolo acei care m-au atacat, nu au reacționat la acest mesaj, au lăsat oameni slugă și doar când practic aproape că era imposibil de a lua mărturii de la acești atacatori, cu atât mai mult că sergentul major îi instruia pe acei 2-3 care erau în vestibul cum să se apere, ce să spună, ca să iasă că jertfa, de fapt, este infractor și infractorul jertfă. Sunt nemulțumit de activitatea polițiștilor. Sunt persoane concrete care pot fi stabilite de către mai mari Ministerul de Interne, care trebuie să dea socoteală, pentru că și eu, ca fost capitan de poliție, nu m-am așteptat la asemenea acțiuni și inacțiuni în cazul când cetățeanul este atacat în centrul orașului, într-o clădire a puterii de stat. Cam asta e, pe scurt, că înțeleg, v-am plictisit. Cine dorește detalii legate de acest eveniment, de acest atac banditic, la Tolcăresc, terminal, sunt disponibil să vă răspund la telefon 079-033-438 sau telefon 078-408-754 sau prin internet la site-ul Facebook sau prin Skype Anatolul 54, cu litere mici Anatolul, adică 2L54, prin cum doriți. Deci sunt disponibil ca să vă spun ce am pățit și ce puteți păți și dumneavoastră în cazul când
Aveți prea multă încredere în ceea ce sună foarte frumos, Mihai Ghim, Dorin Chertoar, foarte frumos. Eu nu vă pot spune ca să nu aveți încredere, în lor aveți încredere, dumneavoastră știți mai bine cine și reprezintă, dar vă asigur că atunci când se utilizează tactica lui Iuri Ivanuș și se utilizează cu o violență amplificată, atunci eu nu cred că rezultatul unor asemenea incidente va fi în favoarea voastră, stimați cetățenii Republicii Moldova. Vă doresc o zi bună, succesă, la dumneavoastră, în două grătă. Și în sală, tot atunci reprezentanți ai mass media, este ora 11:31 de minute, timpul expirat, a expirat, are multe să vă spună și soția mea despre ceea ce se întâmplă cu procuraturile, cu instanțele de judecată, aș putea să vă spun și eu, știți și dumneavoastră, eu ieri la conferința de presă și cu asta am terminat, am spus și afirm și acum că în cazul dat, când nu avem organe de drept care să reacționeze prompt, așa cum prevede legea, la sesizările cetățenilor, cetățenii nu au altă soluție decât să ia toporul și acest nord gordian, nodul, nu oamenii, acest nord gordian, care se numește puterea politică a Republicii Moldova și puterea juridică și puterea economică și puterea mafiotă, să fie toporul poporului asupra acestui nod, cu atât mai mult că în Constituția Republicii Moldova, în articolul 2, se spune că suveranitatea acestui stat aparține poporului. E adevărat că în alte constituții ale statului acest drept este stipulat în articolul numărul 1 al legii fundamentale. La noi, în Republica Moldova, ca la nimeni, doar în articolul 2 este scris suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova. Cum poate să aparțină suveranitatea Republicii Moldova poporului când avem aparat de stat care se ocupă de suveranitate, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative? În mod direct nu am văzut, dar prin organele sale reprezentative am văzut și în forme stabilite de Constituție. Multe forme are Constituția, dar nici nu se respectă. Asta e și Constituția, asta e și situația. Încă o dată o zi bună, la revedere!